Peștii au fugit! Peștii au fugit! Nu, nu, nu! Mă ceartă mama! Caterina! Fiindcă trebuie să spun ceva. Poate că l-au prins, ori e undeva acolo. Descoperă lumea. Dar probabil l-au prins. Mona Lisa, de ce zâmbești? Vreunul acolo? Giuseppe, ce-am vorbit noi adineauri? Giuseppe, gata, și-am plecat. Nu, vreau? Mă întrebam, tare aș vrea să știu. De unde vin bărcile? La suprafață și s-a produs schimbarea? Eram doar curios. Și tu locuiești prin zonă? Nu, nu! Oh, nu! Sigur că da! Sunt un copil bun! Nu, e rău! Și nu ar trebui să fiu aici! O zi bună! Te auzi doar tu! Nu pot să o fac nici într-un milion de ani! Ia! Un Bruno! Da! Silenzio Bruno! Silenzio Bruno! Silenzio Bruno! Silenzio Bruno! Poate am spus eu greșit? Mm. Hei, stai, stai! Alberto! Să intrăm în echipa ei! Un somn! Mănâncă ce apucă și au două mustăți mici și triste. Și dacă au venit, o să mă trimit în adâncuri. Pornim într-o aventură! Zilnic, eu și Alberto vom merge într-un loc nou. Și seara o să dormim sub pește. Deloc! Eu nu cred! Mi-tem că o să-mi spui tot ce o să vezi! Scuze, prea mult? Santa mozzarella, coborârea! N-o să fie nicio diferență! Nu vreau să... Vreau să merg la școală. Ți-e teamă că nu vei reuși? Piacere, Girolamo trombeta. Mare! Silenzio Bruno. E doar vocea din capul tău. Tu m-ai învățat. Ai uitat de Vespa? Să vedem lumea? Tu o să înveți atâtea. Serios, ce înseamnă asta? Da, promit.